La data de 31 mai, polițiști din cadrul Poliției orașului Novaci au depistat în trafic un bărbat de 43 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Rovine din orașul Novaci, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,52 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. La data de 31 mai, anul curent, polițiști din cadrul Poliției orașului Novaci au depistat în trafic un bărbat de 43 de ani din municipiul Târgu Jiu, timp ce conducea un autovehicul pe strada Rovine din orașul Novaci, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,52 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului.